Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Ce vor plantele, la ultima ediție, cum spune colega mea, la ultima ediție de seară, pentru că de săptămâna viitoare ne întâlnim cu Ce vor plantele luni și miercuri de la ora 17 în direct, urmând ca la ora 22 să revedeți emisiunea în reluare. Animasfera tot așa se mută marți la ora 17 în direct. Dar și în seara aceasta este alături de mine invitatul emisiunii, doctor inginer Horia Ghibu, specialist în protecția plantelor. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara! Iar dumneavoastră, cei care ne urmăriți, aveți la dispoziție cele două numere de telefon, cele afișate pe ecran, pentru a intra în direct cu noi. Alo, bună seara, vă ascultăm! Hello. Bună seara, sunteți în direct. Rămâna, bună seara, domnul profesor. Bună seara. O rugăminte, am plantat anul trecut în Tamu niște usturoi și am avut niște probleme cu vermele de sârmă. Ce ați plantat? Usturoi. Usturoi? Da. Deci acolo dumneavoastră va trebui să faceți dezinfecția solului, altfel nu scăpați de el, pentru că de regulă, viermele sârmă atacă semințele de porumb, floarea soarelui și așa mai departe. Dumneavoastră va trebui neapărat să faceți dezinfecția solului. Sau dezinsecție, practic. Da, da. Formol... Acum... Vă ascultăm. Acum am vrut ca să vă întreb cu ce aș putea trata semințele. Semințele de... Adică cățăii de usturoi? Da, da. Cățeii de usturoi puteți trata cu produsul Topsin, pulbere, dar pur și simplu îl ferește doar de atacul bolilor și în special de fuzarium. Atât. Ca insecticid, nu știu ce v-aș putea recomanda să folosiți ca să îndepărtați cât de cât insecta respectivă de acolo, dar e o problemă. Viermele sârmă e un dăunător extrem, extrem de periculos și greu de combătut dacă nu se face dezinsecția solului. Deci acum să nu mai pun în toamna asta, să pun în alt teren. Puteți să mutați cultura într-alt teren și în terenul acesta să puneți noastră alte culturi. Dar vă spun, trebuie neapărat că puneți porumb, că puneți fasole, că puneți grâu, că orice altă cultură, să tratați semințele. Că aici, la culturile de porumb, de fasole, de floarea soarelui, sunt insectofungicide care tratează cu succes și combat cu succes viermele sârmă. Anul trecut am făcut un tratament cu Novadin Progres. Dar nu știu. Nu, l-am făcut de râzâu, sau nu aveți succes, pentru că el, când simte, stă departe și după aproximativ 3 săptămâni atacă din nou. Deci nu aveți nicio șansă. Singurul lucru, trebuie să îl omorâți. Altă soluție nu este. Am înțeles. Da. Mulțumesc frumos. Sănătate. Multă sănătate. Alo, bună seara, vă ascultăm. Alo. Alo. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Să rămână. Am o problemă cu lăstarii de zmeură. Da. În primăvară, la lăstarii care au crescut, a apărut niște umflături. Da, da. Este un dăunător. Și acest dăunător, să știți că acum îl puteți înlătura, corzile care prezintă asemenea umflături, să le tăiați și să le ardeți. Să nu le mai duceți nicăieri. Pentru că încercați să faceți o secțiune în umflăturile alea și o să vedeți că acolo sunt niște larve portocalii. Da, da, da. Deci lăstarii care prezintă asemenea umflături, îi eliminați complet. Și îi ardeți. Nu-i aruncați în grădină, îi ardeți. Dar ceva nu se poate trata cu nimic? Nu puteți, altceva. Pentru că este înăuntru și nu avem nicio substanță care să pătrundă acolo și să omoare larvele, nu. Deci singurul lucru este ca dumneavoastră să faceți această operațiune și pe parcurs
în timpul perioadei de vegetație, când dăunătorul se instalează acolo, să faceți tratamente, fie cu Nova din Progres, fie cu Nurel D, fie cu Pirinex, fie cu, da, cu Talent. Sunt multe produse care înlătură, sau Reldan, care înlătură insecticidele, insectele de acolo și dăunătorul nu se mai instalează. Da, domnul profesor, mai am o problemă. Spuneți. Am un brăduț argintiu. Da. În primăvara asta, în partea de jos, exact de la pământ, da, a făcut o rășină. Așa. Alb, așa. Da, da. Și a început crenguțele de jos să se usuce. Da. Și parcă urcă și sus uscătura. Da, s-ar putea întâmpla ca dumneavoastră în lăstarii tineri să aveți un dăunător, fie păduchele lânos, fie păduchele țestos. Păduchele lânos îl puteți vedea foarte ușor că este de culoare albă, este ca o vată. Însă păduchele țestos sunt ca niște capete de chibrit mici și sunt de culoare maro închis spre negru. Poate că avem imagini să dăm și cu păduchele țestos. La Vița de Vie avem imagini și o să vedeți. Da, așa ceva nu e la brăduț. Dar se pot face tratamente, să știți. Puteți, da, puteți să faceți tratament cu două produse, cu produsul Calypso și Nisorun. Le amestecați și faceți tratamente, dar trebuie să le repetați. Da. Și stropiți tot bradul, că nu se întâmplă absolut nimic. Da, da, da. Vă mulțumesc mult de tot. Cu mare drag. Multă sănătate, vă. Multă sănătate. Alo, bună seara, vă ascultăm. Alo, bună seara. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Numele meu este Manuela. Și sunt din Dâmbovita și aș dori să-i spun, să-l întreb pe domnul profesor, da, vă ascult, inginer. Vă ascult. Am două nelămuriri. Am doi lămâi cumpărați în Italia. Da. În primii ani au făcut lămâi. Da. Acum de câțiva ani i-am tuns eu cum am știut și da, au încetat să mai facă lămâi. Flori au făcut, dar le-au avortat. Da. Am cumpărat pământul pentru citrice, da, special pentru lămâi. Da. Dar am luat îngrășămintele necesare. În afara faptului că i-am ținut în casă și au făcut acei păduchi albi, care am dat cu, da, un alcool, că n-am știut cu ce să, nu, dau. Nu, nu, acolo exact rețetarul care l-am spus la doamna dinainte. Deci Calypso. Calypso și Nisorun. Le puteți amesteca, da, deci o fiolă de Calypso și un plic de Nisorun în 5 litri Calypso de apă, să-l aveți la dispoziție în permanență să faceți tratament. Calypso plus Nisorun. Nisorun. Și trebuie să faceți, așa, tratamentul 3 săptămâni la rând, o dată pe săptămână. Și rezolvați problema, omorâți dăunătorul. Da, așa. Și a doua problema mea, dacă îmi puteți recomanda, ufa, pentru țânțari. Pentru țânțari? Da. Pentru țânțari este Duracidul. Sau dracherul. Sau dracherul. Duracid. Sau dracher. Dracherul e mai puternic. Și puteți să-l utilizați, să stropiți și pereții la casă și tocurile la uși. La geamuri, da, plasa. Da, da, da. Nu, da, pătează. Deci substanța nu pătează și are eficiență mare. Da. Apropo, pentru lămâi, cineva mi-a spus că nu am pământul necesar sau nu i-am tăiat cum trebuie. Nu, deci de tăiat poate că să fie o cauză, dar eu vă mai spun ceva. Dacă au făcut flori și nu au legat, atunci este problema dumneavoastră. Când înfloresc, dumneavoastră, da, uitați-vă cu o lupă. Când încep stamine după înflorire, cam la
4-5 zile, staminele îs copte, pleznesc. Eliberează de polen și o să vedeți granule galbene. Un și atunci galbene. Cu un bățișor dintre ăsta de urechi, să faceți dumneavoastră polenizarea. Să vă spun că face fructul da. Micuț. Și nu-l ține. Da, exact, îl avortează. Îngrășăminte cu fosfor și potas am încercați. Dat, am fosfor, stați să-mi notez. Nu știu ce am luat, am luat pentru lămâni. Eu vă recomand altceva, un produs care puteți să-l aplicați în casă. Glutoran. Stați puțin, vă rog să mă scuzați, e prima oară și am și emoții. Deci fosfor plus potasium. Și dumneavoastră ați spus? Glutoran. Este un îngrășământ bio, dar acționează foarte bine în momentul înfloririi. Și îl recomand în fitofarmacii? Să-l găsește, da. Să-l găsește, așa. Da. Sau este un alt produs, tot așa, foarte bun, Rich Soil. Rich Soil, număr bio, numărul 4. Moment, numărul 4. Este tot așa, îl recomand pentru toți care au flori și care să introduc peste 2 săptămâni, 3 săptămâni înăuntru, este de preferat să le pregătim de acum. Iar dacă îl aveți în interior, aplicați-l, dă rezultate foarte bune. O întrebare, vă mai deranjez. Eu i-am afară acum. Da. Iarna-i bag în interior. Să fac chestia asta acum și să-i bag în interior? Peste o săptămână după ce trec căldurile astea. După aceea puteți să faceți tratamentul respectiv, îi mai puteți lăsa afară, nicio problemă, până când timpul, se înrăutățește și ca să-i puteți introduce înăuntru. Știți de ce? Pentru că eu am cumpărat acești lămâi din Italia. Și în Italia nu-i băgau niciodată în casă. Aia e altceva, însă vreau să vă spun altceva. Iernile acolo sunt. Din ce zona Italiei? Din nordul Italiei. Din nord. Veneția. Așa, bun. Să știți că acolo, din cauza condițiilor climatice, deci atmosfera încărcată de vapor de apă, da. Dacă și, dumneavoastră... Și iernile sunt mai blânde, nu sunt cu minus 15. Așa este, da. Bun, dar încercați și afară, dar și când îl băgați înăuntru, în fiecare zi, să-l pulverizați cu apă. Asta n-am făcut-o. Să încercați să vedeți, răspunde foarte bine planta. La umezeală. Așa-i trebuie, deci el trăiește în condițiile umiditate. Astea de umiditate relativ mare. De umiditate, așa e, vezi, de toate. Și dacă administrați și îngrășămintele astea care au efect asupra plantei, să știți că o să reușiți. Vă mulțumesc din suflet. Cum are drag. Îmi pare rău că v-a deranjat. Nu este niciun deranj, nu mai aveți emoții, ne puteți urmări oricând. Sfaturi în ceea ce... Vă urmăresc mereu, dar e prima oară când am intrat. Nicio problemă. Acum că ne cunoaștem liniștită, ne puteți suna oricând. Ca să vă treacă emoțiile, ne puteți scrie și pe adresa de e-mail, o să o aveți afișată pe ecran, ne trimiteți poze și noi vă răspundem fie în scris, fie în emisiune. Sănătate. Mulțumesc frumos, o seară plăcută. Multă sănătate. La revedere. Alo, bună seara, vă ascultăm. Săruna, bună seara. Bună seara. Am următoarea problemă. Vă vorbesc de la Brașov. Da. Am în curte 6 tuferi de mure. Da. Mure pe care eu le-am înmulțit. Da. Din butaș. Da. Nu ajung la maturitate să se facă. Suntem la momentul acesta. Sunt în pârgă o recoltă foarte bună, băia foarte multă. S-a copt așa la început, când a început să facă câteva din vârfuri, da. Și restul rămâne coapte, în pârgă. Da. Am același soi pe care l-am dat și la cineva la, între Ploiești și București. Am fost acolo acum o săptămână și deja erau coapte foarte bine. Da. Ce mă învăța? Ce sfaturi îmi dați? Deci, dumneavoastră, trebuie să faceți următorul lucru. În primăvară, când pornesc în vegetație, să îi aplicați un tratament cu produsul amalgelor, să grăbiți vegetația. Da.
Și după aceea, eventual, ne ascultați că trebuie să faceți și la mur tratamente pentru făinare, tratamente pentru rugini, tratament pentru dăunători, se instalează acariene acolo. Și dacă respectați minimele reguli pe care le spunem noi, cu siguranță veți avea succes. Nu, ele, murele nu se coc, fructele nu se coc de acum, indiferent ce temperatură o să fie, chiar dacă rămân ridicate, nu se mai coc, nu se mai maturează? Nu, sunt așa în curgă și nu se coc. Și dacă sunt câteva din ele care se coc, se coc așa, nu toată tot fructul, ci o parte din ele. Am înțeles. Încercați să administrați potasiu, îngrășăminte cu o încărcătură mare de potasiu. Este în comerț îngrășământul potasiu. Potasiu. La rădăcine, ziceți, da? Da. Fie la rădăcine, și fie foliar. Și frunze, aha, nicio problemă. Solfert, are o formulare, există în gama Solfert, formulare de îngrășăminte cu o încărcătură mai mare de potasiu. O să vedeți o cifră, cifra a treia, da, întotdeauna azot, da, fosfor și potasiu o să fie reprezentate de trei cifre, reprezentând fiecare, da, element. Cifra a treia, da, să fie mai mare decât restul. Și eventual să aveți la îndemână și o fiolă sau două de albit. Da. Să vedeți, să încercăm, poate că reușim să stimulăm planta să producă mai repede. Și din, cât, din câte... Și de supărat, pentru că are o rezultă foarte bogată, păi, încărcată. Da, da, sigur. Și să știți că din câte știu eu, fructele care nu ajung la maturitate sau își coc câteva bobițe din fruct sunt înțepate de o insectă. Deci și dăunătorii vă ridică acolo probleme. Da, e posibil să fie așa, dar v-am spus că în altă zonă am fost și erau netratate și foarte, foarte bine fapte. Probabil, da, în zona aia nu este prezent dăunătorul. Să știți că dăunătorii nu au un areal de răspândire. Și condițiile climatice, să știți, zona Brașovului o zonă un pic mai rece decât în altă. Așa este. Da. Trebuie să ținem cont și de chestiile astea. Da. Da. Am reținut, mi-am notat ceea ce mi-ați recomandat. Sigur, încercăm și ne auzim în primăvară foarte, foarte devreme, când se fac tăierile și pregătirea. Și atunci o să fac recomandările pentru fiecare plantă de cultură. Bine, am înțeles. Mulțumesc, da, foarte mult. Multă sănătate, Emma. Alo, bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara. Alo. Da, vă ascultăm, sunteți, spuneți, în direct. Bună seara, doamna Cristina. Bună seara. Să fie domnul profesor doctor. Și dumneavoastră. Alo. Vă ascultăm. Sunt din Tulcea, mă numesc Victor Toma. Da. Am o problemă. Eu am mai stat în direct cu dumneavoastră. Am o livadă de vreo 50 de pomi. Da. Prunii, așa, am și vreo 3-4 gutui. V-aș ruga... Ce tratament aș putea folosi la toți pomii odată? Sau acum? Se poate. Acum este tardiv, da, să vă explic tratamentele, dar eu vă fac următoarea recomandare. Da. Deci, în luna noiembrie, eu voi începe să vă, da, explic tratamentele care se fac în livezile de pom fructiferi, da, în perioada de repaus vegetativ. Să aveți un creion și, da, o hârtie la îndemână. Da. Și în noiembrie noi o să avem emisiunea de la ora 5 după masa, da. O să fiți prezenți și eu explic, da, absolut ce trebuie să faceți, primii pași care trebuie să-i faceți, după care va trebui în primăvară să ne ascultați și să vă spun apoi ce tratamente să fac începând cu intrarea în vegetație. Ideea este să nu vă așteptați la niște formulări minune, pentru că tratamentele se împart după ce intră pomii în perioada de vegetație, se împart în funcție de specii. Sunt buroase și semințoase. Plus că chiar dacă putem să combinăm mai multe produse într-o pompă, să facem o singură trecere pentru toată livada, având mai multe specii în livadă, să știți mai că scump. Perioadele diferă. Pentru că unele boli sau unii dăunători la unele specii apar într-o anumită perioadă, la altele în anumită perioadă. Deci va trebui să fiți în permanență cu ochii pe noi și să aplicați tratamentele așa cum vă sunt recomandate, altfel ori prădați banii și produsele, ori nu aveți eficiența dorită.
eu vă urmăresc vreo 5 ani și să știți că am respectat într-un fel. Și n-ați avut rezultate. Am avut, domnul doctor. Problema e felul următor. Bună. Anul ăsta, ce-am pățit? Fructele au fost evaluat frumos. A apărut o gărgăriță, cum e tot și tăia de grâu. Da. N-am putut să o atac cu niciun fel. A dat cumva din progres, cu Reldan. Acum a intrat în nuc, le înțeapă nucile, deja se negresc și se pică. La, nu mai știu cu ce se le dau. Ce? La nuc sau la ce a zis? De s-a mutat de la fructe, de la pruni, de la persii. Da? Și acum dacă au căzut, am recoltat frate. Da. Acum s-a mutat la nuc. Da, vă spun ceva. Nu se poate, deci, da. cu Reldan sau cu Novadin Progres, dacă dați, înlătură absolut toate insectele care sunt în zonă. Este un repelent foarte puternic și în Reldanul și Novadimul Progres. Nu, probabil că n-ați făcut concentrația care trebuie, dar de regulă să știți că aceste produse sunt utilizate cu succes de marea majoritate. Această proșniță, nu știu cine apare verde, face aia e maro. Da. Când aveți așa probleme deosebite, atât dumneavoastră, cât și cei care ne urmăriți, încercați fie să ne contactați atunci, fie să rugați pe cineva, dacă nu aveți la dispoziție o adresă de mail sau un Facebook, încercați să rugați pe cineva, ne faceți o poză, să vedem despre ce este vorba. Nu știu, aici la noi, la Turcia, n-am avut așa ceva. Sunt ploșnițele care... Tocmai de-aia trebuie să ne semnalați astfel de fenomene, da. să luăm măsurile care se impun. Vreau să vă pun o întrebare. Deci insecta respectivă, dacă ați văzut-o, a spus mână, păi miroasă, pute? Da. Nu. E ca gărgărița aia de grâu, da. Dar e puțin mai mică. Gărgărița la grâu e foarte mică, să știți. Ca de miroasă. Uite așa cum este acum pe ecran. Aia e ploșniță. E puțin mai mică. Da, deci ele sunt de o mulțime de varietăți. De varietăți ploșnițele. E că asta este. Da. Deci e limpede treaba. Știm despre ce e vorba. Astea înțeapă. Da. Deci, cu Novadin Progres sau cu Reldan trebuia să le omorâți. Plus că asta nu cred că produce vreo dăunare la nuci. Adică odată tegumentul întărit acolo, la nuc, că nu mai intră... Acolo este altceva, este o viespre. Acum, ce să zic, eu am stropit, probabil, dar i-am pus o doză puternică, am 25 de mililitri și cu Novadin Progres și am dat, dar, și am mai făcut ceea ce a spus dumneavoastră la struguri. Și acolo a apărut și am... Și? Au dispărut? Novadin Progres. Așa. Ca să nu mai începe. Și totuși... Mai sunt, dar reduce paguba. Da, reduce că văd că mi-a alungat și viespile, dar nu am mai părut să... Da. Spuneți că vă ascultăm. Da. Deci, a dat randament păcările acelea cu Novadim, am pus Novadim Progres cu vată, dar da. curat. Da, da. Și cred că mirosul ăla le-a depărtat. Sigur. Așa trebuie de făcut. Așa trebuie de făcut. Da. Eu vă mulțumesc și vă urmăresc. Ne urmăriți și până la urmă o să reușiți, o să vedeți. Când aveți așa probleme deosebite, încercați să luați altfel legătura cu noi, fie prin Facebook, fie prin mail. Nu, o rezolvăm. Vă mulțumesc tare mult. Multă sănătate. Seară bună și multă sănătate. La fel. Asemenea. Alo, bună seara, vă ascultăm. Să rămână. Bună seara. Vă mulțumesc la domnul doctor Astori, dacă nu vă supărați. Spuneți, vă ascult. Bună seara, domnul doctor. Bună seara. O rugăminte mare am la dumneavoastră. Vreau să... Eu am câțiva trandafiri și vreau să, în toamna asta, să iau și să fac puiet. Cum să procedează și când? Puiet de ce? Nu, să facă... să îi mulțească. Să îi mulțească, da. Acum... Am anumite culori.
Vă spun eu cum puteți să procedați. Da. Acum nu este târziu. Inflorescențele care le aveți acum și urmează să fie pe terminate, după ce au căzut petalele, puteți să, să desprindeți acele tije florale și să le introduceți în pământ și peste care puneți o sticlă, un pet. Deci, adică de cărnice cum se face vista de vie. Vă explic ca mai pe înțeles. Deci, da, tija care are floarea e de, da, 50 de centimetri, da? Are 70 Bun. De centimetri. Perfect. Lăsați, da, lăsați de la rădăcină trei frunze, după, da, care o decupați. Dar decuparea asta trebuie să o faceți când floarea este scuturată. Da. Bun. O, da, decupați, îi tăiați și vârful, da, și introduceți trei ochi în pământ. Deci trei ochi în pământ. Și doi să, da, rămână afară. Și doi? Afară. Am zis că am o rugăminte. Am o rugăminte, da, dacă firul are 80 cm. Așa. Eu, de exemplu, mă tai de jos, să zic, la 10 cm la rădăcină, da, și restul, dacă am de 80, cât... Nu, mai mult de 5 ochi nu îi lăsați. Gândiți-vă invers. Trebuie lăstarul să vă intre sub un pet. Poftim? Deci gândiți-vă invers. Luați-o de la cer la pământ. Deci lăstarul, da, trebuie să aibă lungime astfel încât, după ce îl îngropați, să puteți, da, să-i puneți o sticlă, un pet de plastic peste el. Deci nu-l lăsați, da, de 80 de centimetri. Nu avem pet de 80 de centimetri. Păi nu, deci cât ar trebui să aibă, cât vreau să pămâșele să sticlă? V-am spus, 5 ochi trebuie să aibă lăstarul. Așa. Deci ar veni 3 în pământ și 3 în afară. Da, 2 sau 3 afară. Da, da. Și îi torna apă pe urmă, nu? Îl puneți, ascultați-mă, îl puneți, da, în pământ, într-un, da, pământ fertil. Da. După aceea îl astupați cu o sticlă, da, de asta de plastic la care îi tăiați fundul. Da, da. Dar, da, dopul lăsați, nu-l luați, da, dopul. Și, da, puneți sticla peste el, o așezați bine și după aceea îl udați din abundență. Deci torna apă în bidon. Nu în bidon, lângă sticlă jos. Că se exterior. Așa, că se infiltrează apa acolo unde trebuie. Pe lângă sticla de plastic îi puneți apă, ca apa merge la el, la butaj. Da, bun, da, da? Mulțumesc frumos. Sănătate. Mulțumim și noi și vă mai dăm un sfat dacă ne mai urmăriți. Da. Încercați, da, butașii să-i, da, țineți într-o soluție de albit, pentru că stimulează înrădăcinarea. Să-i țineți câteva minute în albit, stimulează înrădăcinarea. Și încă un sfat. Când temperaturile, da, sunt ridicate, desfaceți, da, dopul și lăsați sticla desfăcută. Iarna, când sunt temperaturile scăzute, închideți dopul la sticlă. Primăvara, da, primăvara, da, la fel. Ziua, da, când, da, sunt temperaturi mai ridicate, deschideți un pic dopul să respire, noaptea îl închideți. Să încercați, da, să încercați să-l obișnuiți cu temperaturile și cu temperaturile, să intrăm treptat din cald în frig și când ieșim din iarnă în primăvară să-l obișnim treptat cu ieșirea din frig în cald, da, că altfel îl opărim, da? Da, și soluția asta de unde se ia? De la fitofarmacii. De la fitofarmacii. Și cum se soluția asta se spune? Albit. Albit, soluție de albit. Da. Mulțumesc frumos. Cu mare drag, multă sănătate. Alo, bună seara, vă ascultăm. Alo, bună seara. Bună seara. Bună seara. Să trăiesc, din Bihor vă spun. Domn profesor, am o întrebare de baraj. Spuneți. Mi-a dus cineva acum 3 ani de zile un pom. El spunea că e somn. Că... Așa s-a prins frumos, era mărișor când l-am pus. Așa. Din primul an a făcut flori. Floarea este exact ca și la somn. Dar, în schimb, are un inel roșu. M-ați înțeles? Un pic. Dar nu știm despre... Am înțeles că este pom, dar ce
El spunea că este soc. A, soc, floare, nu pom. Aproximativ la fel ca și la soc, ca și format, ca și dimensiune de la floare, la așa, are un inel roșu. La mijlocul diametrului, cum ar fi, deci, la flori, că e multiflori, deci are mai multe floare ca la soc arată. Da. Și face fructele, cum să vă spun, acum, știi, ca să le mânc, să văd cum, dacă-s bune. Face ca și un fel de ciorchini, fructele sunt mici ca și la cireșe sălbatice, ca dimensiune mă refer. Da. Ele sunt roșii ca și aspect. Să știți ce rugăminte am la dumneavoastră. Dacă puteți, da, face o poză cu telefonul și să ne-o trimiteți, da, pe mail. Și încă o întrebare, domn. Da. Așa, că la ăla, tot acum, 4 ani, a cumpărat din Beiuș, într-o sâmbătă de la cineva din Barat, el spunea că e cutui. Mă, era ca mic pomișor. S-a prins, s-a l-a mutat. El crește, dar nu crește foarte mare. Bine, nu. A mai mult pom în grădină. Și a făcut acum un fruct. Dar nu-i gutui, fii atent, are un fruct, m-am și uitat la el cu maică-mea astăzi, că m-a avut gutui acum 10 ani puț, mare. Floare, deci fructul e exact ca și la trandafir, cum ar veni, cum să vă spun. Eu știu ce este ăla, trimiteți-mi o poză, eu zic că este moșmon ăla. Trimiteți-mi o poză, dacă are inflorescența ca și sămânța de la trandafir, este moșmon. Dar în trandafir nu este. Deci frunza este, cum să vă spun, exact cum ar fi cam ca și la cais. Am înțeles. Trimite-ți-ne poze cu ambele, cu ambii pomi și... Da, și la socul ăla. Nu pot să-mi dau asta. Dar are fructe exact cum ar fi la cireș, mănunc de fructe roșii. Am înțeles. Haide, trimite-ți-ne poze, trimite-ți-ne, da, poze pe adresa de mail sau pe Facebook și vom comunica în scris. Tot am întrebat pe cineva, măi, dar tu ce, băi, ăla-i soc, mă, cum să fie soc, mă, că am și soc pus separat în altă parte. Poate este o varietate mai deosebită sau poate nu este soc. Da, păi n-am văzut în viață până acum nici eu. Da. Bine, vă mulțumim, vă dorim multă sănătate. Alo, bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Am un măr mai bătrân și pe trunchi are niște pete, așa cât podul palmei, mai micuțe, ca o spumă de săpun. Pe fruct sau pe pom? Nu, pe trunchiul pomului. Pe trunchiul pomului? Da, aici, acolo, apare așa alb. Dar pomul, mărul ăsta este măr de vară? Da, măr de vară, da. Deci ăla e păduchele lânos. E ca un puf alb. Ca o spumă, mai mult. Nu, e un puf alb, o vedeți dumneavoastră așa. Și, da, în general, se instalează pe unde scrăpăturile mai mari. Și scorța îi așa mai rugosă, mai... Da, da, da. Da, e foarte bătrân mărul. Da, eu v-aș recomanda să faceți următorul lucru. Nu, tratamentul nu e scump. Să vă cumpărați o fiolă de calipso... Da, am deja. Și un plic de nisorun. Am și nisorun. Le puneți în 5 litri de apă. Am reținut. Faceți tratamentul, stropiți și faceți 3 tratamente la interval de o săptămână. Da. Insecta, mulțumesc, va dispărea. Și mai am o problemă. Am un gutui, are gutuile foarte frumoase, dar acel gândac de... Gândacul dudului... Omida păroasă. Omida păroasă, omida dudului. L-a inundat. S-a mutat de la un prun pe gutui. Trebuie neapărat să faceți urgent. Gutuile cam când le recoltați? Târziu, sunt verzi. Bun. Dințelor mai vă sunt. Încercați dumneavoastră orice insecticid acum. Omida este... Da, eu vă recomand, dacă vedeți, omizile sunt prezente pe pom acolo? Da, da. Dacă pe sunt vârful, prezente... Deocamdată pe vârful gutuiului. Corect. Să luați din fitofarmacie produsul dimilin. Dimilin, da, am reținut. Și acum, stropiți pomul și cu o singur tratament a rezolvat problema, dar în special să ajungeți acolo la vârf unde sunt omizile. Ajung, e micuț, să ajunge. Da. O altă problemă care o am, polisulfurat de calciu, acum o să culeagă viile... Și rămâne via liberă. Poți să dau cu polisulfură de calciu? Da, sigur. Puteți să dați liniștită, da. Da. Și ultima problemă care o am, acum eliberăm terenul de porumb și punem grâu.
sunt nevoită ca eu să mă ocup de așa ceva și nu prea știu. Acum, la un hectar, cât grâu mi-ar trebui mie? Depinde, deci vreți să semănați grâu, da? Da, da, unde a fost porumb pun grâu. Vreau să vă spun următorul lucru. Deci cel care vi-l vinde, el trebuie să vă elibereze o hârtie în care să spună masa 1000 de bobe. Și mai multe caracteristici. Este o formulă de calcul. Dar ca să nu ne mai complicăm... Aproximativ. Să nu ne mai complicăm, eu vă spun că în jur de 280 de kilograme la hectar. Da. Dar dacă bobul este mare, am reținut. Soiul arieșan, spre exemplu, care dă rezultate foarte bune, trebuie să semănați 330 de kilograme la hectar. Da. Da? Nu, eu nu am decât un pogon și jumătate, dar am fac-o prin regula de 3 simple. Deci, eu v-am spus, dacă sunt bobele foarte mici, nu prea sunt acum soiuri cu bobe foarte mici, ăla să seamănă 250 de kilo, dar sub 250 să nu semănați. Să-i dați densitate, pentru că trebuie să aibă în jur de 550-600 de plante, de bobe germinabile la metru pătrat. Da. Acum, pot să fac erbicidare anticipat? Nu. Faceți erbicidare primăvara, da, când au început să apară plantele și buruienile, că atunci știm despre ce este vorba. Da, avem o mulțime de erbicide care se aplică pe vegetație cu rezultate foarte bune. Da. Mai aveam ceva, dar altă dată. Mulțumesc tare mult. Multă sănătate. Alo, bună seara, vă ascultăm. Alo, bună seara, vă ascultăm. Sunteți în direct. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Alo. Da, să rămână. Bună seara, sunteți în direct. V-aș ruga să-mi dați și mie o explicație. Da, avem o plantație de varză. Da. Și nu scăpăm de o musculită albă. Scăpați. Eu vă spun, când recoltați varza? La octombrie. La octombrie. Încercați dumneavoastră să cumpărați produsul Varant. Varant. Da, sau Movento. Sau Movento, nu? Sau Juvinal. Sau Juvinal. Da. Sau, dacă găsiți cel mai performant, Coragen. Coragen. Da. Am dat, dar a spus că n-are remanență, adică... Deci, dacă nu dați cu produsele astea, rezultatele zero. Unul din ele. Și de melci sau de omida aceasta care le dăurește frunza. Asta e buha verze. Omoară și dăunătorul ăsta. Deci insecticidele care vi le-am spus omoară și buha verzei. Este așa o omidă gri care se instalează și face găuri în căpățână. Da, dar sunt niște melci cu cochilie. Aia e altceva. La melcul fără cochilie va trebui dumneavoastră să faceți alt tratament. Acum este tardiv. Nu mai aveți, pentru că varza e dezvoltată. Deja varza acoperă pământul. Da, da. Deci acolo sunt probleme mai delicate. Mai aveți întrebări? Nu mai am, doar atât. Multă sănătate vă dorim. Alo, bună seara, vă ascultăm. Alo. Bună seara, sunteți în direct. Să rămâinile, doamna Cristina, să trăiți, domn profesor. Bună seara. Vreau să vă mulțumesc pentru emisiunile astea faine care le faceți. Mulțumim și noi. Le-au folosit de-a lungul timpului, dar acum am o mare problemă. Am o livadă cu o grămadă de pomi. Da. Caișii sunt mari, frumoși. Un cais s-a uscat în picioare. Da. Așa. L-am tăiat, dar mai am un cais care are frunza verde deschis. Da. A făcut caise, când au început să dea în pârgă, au stagnat. Da. Și s-au uscat pe pom. Nu i-ați ajutat cu nimic în perioada de vegetație să le dați îngrășăminte foliare? Ba da.
folosesc cu Crop Max. Crop Max. Da. Este un îngrășământ foliar bun, dar de regulă dă rezultate foarte bune în legumicultură. Să folosiți dumneavoastră foliplantul. Eu cu ăla am dat. Da, am și înțeles. A fost foarte frumoasă, dar întrebarea care este, de fapt? Spuneți. Oare pomul ăsta ce va face? Se va usca, să-l scot? Nu-l, sau nu-l scoteți pentru că acum lăsați-l să intre în perioada de repaus. Vom face niște tratamente fitosanitare mai dure. Eu o să explic. Am fost de curând alaltăieri într-o zonă unde încep deja la cai să facă tăierile în verde, tăieri severe. Nu știu ce rol au, deocamdată vreau să observ fenomenul, pentru că... Mă scuzați, domn profesor, de vreo 3 ani de zile și eu fac în verde tratamentele, tăierile. Așa, și? Și ok. Perfect. Înseamnă că, că tăierile astea în verde, la caiz, la piersic, dau rezultate. Da, însă, și mai ales... Spuneți. Mai ales că îi tund la cep. Așa, da. Deci, am înțeles. Așa și am producție, deci nu îngheață. Alea înflorește mai târziu. Corect. Corect, da. Și, dar nu eram în regulă cu caisul ăsta. Ce să fac cu el? Să-l las, să... Ăla care s-a uscat în totalitate, l-am scoateți afară. Ăla l-am scos, l-am dar tăiat. Dar ăsta l-a lăsat, că poate că îi găsim medicamentul. Da. Mai ales că eu le pun gunoi și îi sap cu robi roată. Puneți gunoi de graj, puneți gunoi de graj. Da, da, să nu-l puneți lângă tulpină. Să-l puneți la proiecția coroanei pe sol, așa, la un metru jumate de tulpină. Bine, așa o să fac. Da. Și, domn profesor, vreau să vă mai mulțumesc o dată. Până anul trecut sau știu eu, am avut în spate am plantat un prun. Da. Un Stanley. Și avea deja prunul vreo 3 ani, dar nici nu creștea, nici nu murea. Nici. Da. Și am ascultat, cum a spus dumneavoastră, cu îngrășământ jos, cu granule. Da. Și anul ăsta a crescut foarte mult. Sigur. Să aveți numai grijă la tăieri și cu siguranță veți avea rode. Dar păi în primăvară fac tăierile. Faceți mai bine în noiembrie, decembrie. E mult mai bine. Mulțumesc, domn profesor. Multă sănătate cu... O să vă prezentăm câteva imagini însoțite de mulțumiri, așa cum a făcut și dumneavoastră din partea telespectatorilor. Horea, un prieten vechi al emisiunii, ne-a trimis imagini cu recolta pe care a obținut-o în grădină și vă spuneam că este un prieten vechi pentru că a lucrat cândva pe vapor, pleca foarte mult din țară și acum spune că nu regretă că a schimbat dolarii și euro pe ce a obținut în grădină. El se bucură acum de realizările personale și se va strădui să fie un elev silitor în continuare. Are fructe, legume, cereale și chiar și țuică. În ciuda faptului că primăvara a fost o primăvară capricioasă, iar terenul în momentul acesta suferă din cauza secetei, așa cum suferă majoritatea culturilor agricole. Și Geta ne-a trimis imagini cu recolta din grădină și Dorin ne mulțumește tot așa cu imaginile pe care le-a trimis și Felician, tot așa, vedem pozele trimise de Felician, ne spune că în ciuda faptului că este la munte, reușește să facă, să obțină recolte cu sfaturile noastre. Noi punem punct aici prime părți a emisiunii, urmează un scurt moment de publicitate și revenim apoi și răspundem și întrebărilor sosite pe adresa de e-mail.